Țara noastră trece printr-o perioadă foarte dificilă și este adevărat că majoritatea covârșitoare a problemelor se trag din cauza invaziei criminale a Rusiei în Ucraina. Dar această tragedie, ca orice problemă de altfel, creează și oportunități, lecții din care să învățăm. Ceea ce se întâmplă în țara vecină trebuie să ne determine la acțiuni de mult întârziate și să ne facă să nu repetăm greșeli comise anterior. Greșeli intenționate sau nu. Actuala guvernare, care este format în mare parte din oameni cu bune intenții, pune problemele cu care se confruntă pe seama războiului din țara vecină. Și are dreptate în bună măsură, doar că nu toate problemele se trag de acolo, nici pe departe. Din păcate, partidul care ne guvernează astăzi are în rândurile sale mulți oameni întâmplători, iar printre ei sunt infiltrați chiar și sabotori. Oameni care au urcat pe succesul Maiei Sandu în alegerile prezidențiale din 2020. Succes furnizat și el din dorința extraordinară de schimbare a societății. Astăzi, la ceremonia de depunere a jurământului de către doi miniștri noi numiți, am asistat la un discurs din partea președintei pe care de mult îl așteptam. De fapt, mă așteptam la o poziție chiar mai dură, dar poate fi un bun început. Nu putem să ne ocupăm doar de crize, lăsând lucrurile strategice pe mai târziu. Vedem exemple de hărțuire a business-ului, inclusiv de către procurori, dar și de alte instituții publice. Vedem în continuare investigații care par a fi selective. Criza energetică presupune și ea atenție permanentă din partea guvernului și efort continuu de a asigura țara cu resurse energetice. Și cel mai important, planul de acțiuni pentru îndeplinirea angajamentelor asumate față de Uniunea Europeană. Nu putem admite nicio justificare, niciun motiv de întârziere a acestui proces. Pentru că războiul din Ucraina nu poate fi nici de cum invocat atunci când, în continuare, judecătorii și procurorii patriei tranzacționează justiție. Nu e de vină nicio rachetă din lumea asta că Damir e deja acasă și influencer pe Instagram. Că o decizie finală în dosarul lui Șor încă nu a venit. Că hoții, după o perioadă petrecută în penitenciar, pleacă acasă bine mersi și așteaptă ca lumea să uite de ei. Nu doar Putin este de vină că Plahotniuc a prins un pic la curaj și începe să vorbească de pe insula Afrodite, chiar dacă o face prin interviuri editate de alții, sau că Harunjen, după 3 ani de stat la cutie, a scos capul și se cere înapoi în fruntea procuraturii. Nu din cauza războiului a cedat un bloc de la termoelectrica, nici măcar la 2 săptămâni de la reparația sa, pentru că nu Putin a aranjat licitațiile acolo și nu Lavrov a fost pe post de maestru șef la reparațiile asupra generatorului care s-a defectat. În schimb, faptul că acel bloc nu funcționează acum ne aduce prejudicii grave economice și de securitate. În fiecare zi de nefuncționare a acelui bloc, repet, numai ce reparat, Moldova pierde sute de mii de dolari din cauza a maximum 80 de megawați de curent care nu se produc. Bani pe care îi vom achita noi prin plata unor facturi mai mari. Și este vorba de 80 de megawați atât de greu de găsit în contextul problemelor regionale. Și nu Kremlinul este de vină că acest accident a fost ținut secret până a fi dezvăluit de Jurnal TV. Este nevoie de o trezire la realitate, iar băieții care se cred mari politicieni, cei care au ajuns în funcții decizionale importante doar datorită așteptărilor extraordinare ale societății și victoriei Maiei Sandu în prezidențiale, trebuie să realizeze asta și să se apuce de treabă. Cei care sunt suficienți de integri și îi duce capul să facă această treabă. Cei care nu sunt în stare să plece. Pentru că țara asta nu este o jucărie și nicio afacere a lor. Este o țară care trece printr-un moment istoric și care acum are șansa să se desprindă definitiv de trecutul dezastruos din cei 30 de ani de independență și să o apuce pe o cale a prosperității
securității, libertății și democrației veritabile. Acum chiar este ultima șansă și această șansă nu poate fi ratată din cauza unor sabotori sau incompetenți, sau și mai grav, a unora care sunt și incompetenți și sabotori.